Salvamontiștii au fost alertați prin Sistemul Național de Urgență 112 că în zona Mogoșa, Negreia, două persoane de sex masculin s-au rătăcit, iar fratele unuia dintre ei, văzând că aceștia nu se întorc și datorită timpului nefavorabil, a dat alarmă. După câteva ore de căutări, aceștia au fost găsiți teferi și coborâți în siguranță până la localitățile de domiciliu. Mulțumiri pădurarului și celor câtorva localnici inimoși din zonă care ne-au acordat sprijin. Acțiunea s-a încheiat cu bine, iar salvatorii montani s-au retras La Bata Salva Mon mogocia.